Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, binecuvintează cu calea Bogușura și toate darurile de se par pentru adormiților viticii s-au pomenit astăzi, Hristoase, Dumnezeu nostru. Dăruiește-le adormiților răspuns bun la fricoșătoarea judecata ta. Ușurează-i de păcatele ce au făcut cu lucrul, cu cuvântul sau cu gândul. Dăruiește, Doamne, și sănătate celor ce au înfrumusețat aceste daruri și celor ce le vor primi spre pomenirea adormiților răbilor Tăi. Gândiști, Doamne, Iisuse Hristoase, Cel ce binecuvinte și sfințești toate. Fii slavă, înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și mântuiește pe noi. Amin. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preacucenice Părinte, Doamnă Frumoasă, iubiți credincioși, iată, ca în fiecare an, în data de 15 august, ne strângem cu toții să preacinstim pe Maica Domnului. Biserica pe care, în curtea căreia ne-am strâns astăzi, îi poartă hramul și noi cu toții, satul Mielușei în special, o cinstește în chip deosebit pe Maica lui Dumnezeu. Iată așadar, iubiți credincioși, vreau să plecăm acasă cu două, trei învățături, da? Și să ne aducem aminte de această frumoasă biserică pe care o avem în față, pe care am moștenit-o de la moșii și strămoșii noștri. Aducem o mulțumire încă o dată tuturor care ne-au ajutat ca biserica să arate în felul care arată astăzi, ca o mireasă a lui Hristos. Țin să aduc aminte că sărbătoarea de astăzi este o sărbătoare deosebit de importantă. Poate după Crăciun și după Paște, poate este cea mai mare sărbătoare, cea mai populară sărbătoare pe care o cinstesc românii în special. Iată așadar, Maica lui Dumnezeu. Vreau să vă spun că în Sfânta Scriptură găsim mai puține lucruri despre viața Maicii Domnului. Dar Sfântul Maxim Mărturisitorul, care a scris despre viața Maicii Domnului, ne-a spus că înainte ca să părăsească pământul, Maica Domnului a fost înștiințată de către Arhanghelul Mihail că va părăsi lumea aceasta. Iată, apostolii erau plecați pe tot globul pământesc să vestească Evanghelia și au fost aduși pe norii cerului la înmormântare. A fost aduși de către Mântuitorul Hristos din toate colțurile pământului. Ca și acum, Sfântul Apostol Toma ne spune acest maxim mărturisitorul că a lipsit de la mormântarea Maicii Domnului. Și venind cu trei zile mai târziu, a cerut să-i sărute mâinile Maicii Domnului și să fie deschis mormântul. Dar iată, mormântul era gol. Cu toții au înțeles atunci că Mântuitorul Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a ridicat-o pe Maica Domnului cu trupul la cer. Iată, nu se cuvenea ca cea pe care a născut pe Mântuitorul Hristos, pe Fiul lui Dumnezeu, pe Dumnezeu, să putrezească în pământ. Iată, așadar, Maica Domnului le spunea și îi întărea pe cei prezenți și le spunea așa: adormirea mea și plecarea mea din această lume să nu vă fie vouă pentru întristare, ci din contră să vă fie de bucurie, pentru că mă duc la Dumnezeu, mă duc la tronul cel ceresc și de acolo o să mă rog mai mult pentru voi. Așadar, iubiți credincioși, adormirea pe care noi astăzi o cinstim și o prăznuim a Maicii Domnului, spunem noi, unii dintre noi spunem greșit când cineva a murit, că a trecut în neființă. Este greșit, să știți, să spunem acest lucru, pentru că nimeni nu trece în neființă, toți trecem într-o altă viață, da? Viața aceasta pământească pe care o vedem și după moarte, iată, viața de dincolo, da? Deci nimeni nu trece în neființă, trecem doar
într-o altă viață pe care cu toții vom merge acolo. Maica Domnului îi întărea pe cei prezenți și le spunea așa: să nu fiți triști că eu am să plec și să vă bucurați pentru că mai mult am să mă rog pentru voi. Să știți că dintre toți sfinții, mai cinstită și mai mărită decât toți, este Maica Domnului, este Maica lui Dumnezeu. Așadar, să nu precetăm niciunul dintre noi cu rugăciuni către Maica Domnului. Sunt cele mai ascultate rugăciuni cu toții, să-i cerem cele ce ne sunt nouă de folos. Rugăm așadar în această frumoasă zi pe Maica Domnului, această bisericuță frumoasă căruia hramul îi poartă, rugăm pe bunul și milostivul Dumnezeu să ne dăruiască tuturor sănătate, pace și liniște și bucurie. Mă bucur din suflet că am reușit să ne întâlnim și în acest an 2016 și sper eu, mulți ani de acum acolo, în curtea bisericii acesteia, în satul Mielușei, să o cinstim așa cum se cuvine pe Maica Domnului. Iată, să ne aducem aminte de cei care nu mai sunt printre noi. Ne-am adus astăzi, i-am pomenit în rugăciunile noastre. Iată, împărțiți ceva de pomană pentru cei pe care îi aveți acolo și am pomenit. Iată, acesta este motivul pentru care ne aflăm cu toții astăzi în curtea bisericii. Da? De a-i pomeni pe moșii și strămoșii noștri, iată că zac aici în morminte, nici nu mai sunt nici crucile, pentru că mormintele sunt foarte vechi. Da? Deci noi stăm pe moșii și strămoșii noștri și de aceea trebuie să le urmăm credința, da? Trebuie să le urmăm credința și să-i cinstim așa cum se cuvine, pentru că datorită lor, noi astăzi suntem în viață și suntem ceea ce suntem. Dumnezeu să vă dea sănătate, pace, liniște și bucurii. Mulțumim! Mulțumim de fiecare dată, doamne primar, că poate sunt multe lucruri de făcut și ca și primar, foarte multe lucruri de făcut. Numai cine stă pe lângă doamna primar știe câte și câte treburi sunt și câte întâlniri trebuie să ai. Dar iată, niciodată n-a întârziat să fie prezentă, măcar pentru puțin timp, în mijlocul nostru. Iată, bucuria noastră este și mai mare cum avem în mijlocul nostru și o rugăm să... O rugăm să ne spunem un cuvânt și noi. Mulțumesc foarte mult, părinte, vă mulțumesc și dumneavoastră și țin să apreciem faptul că părintele de fiecare dată, în ziua de 15 august de Sfânta Marie, pleacă de la Slăvuța și vine aici să stea cu noi mai mult, adică să stea la o relaxare, să zic, fără să se mai grăbească. Este de apreciat ca dumnealui să poată să facă și acolo slujba așa cum se cuvine și după aceea să vină aici. Felicitări, părinte, mulțumim mult, vă mulțumim că sunteți mereu în mijlocul nostru, așa cum spunea și dumneavoastră. Vă admir pe dumneavoastră, vă felicit pentru că putem să continuăm tradiția, așa cum spunea și părintele, tradiția moșilor și strămoșilor noștri. De fiecare dată vreau să mulțumesc colegilor mei din primărie, vreau să mulțumesc Consiliului Local și în primul rând dumneavoastră care ne-ați fost alături, de am putut să aducem la realitate, să zic eu, și biserica și această copertină, ca în zi de sărbătoare, măcar o dată pe an, să ne întâlnim aici și bucuroși. Iată cum astăzi am văzut familii pe care nu le cunoșteam, deci neamuri de ale dumneavoastră, oameni care sunt plecați de aici din sat, dar care și amintesc cu plăcere de copilărie și măcar o dată în an ne întâlnim aici, dacă nu putem, și de Sfintele Paști. Este adevărat, este foarte greu pentru mine ca primar și mai ales ca primar femeie, este mult mai greu, dar vă spun că îmi place și nu m-a simțit bine acasă cu ai mei când a ști că aici sau oriunde în alt sat suntem adunați la o sărbătoare. Întotdeauna mi-a plăcut să fiu în mijlocul dumneavoastră, vă promit că așa voi fi în continuare, pentru că nu mă pot schimba, ăsta e caracterul meu și nu mă pot schimba. Sănătate multă vă doresc din tot sufletul, la mulți ani măriilor! La mulți ani să ne întâlnim sănătoși la mine. Omenicele la biserică, care ca să le plătiți, da. O să vin și eu.